Republica Moldova mai face un pas pentru asigurarea securității energetice. Autoritățile se pregătesc deja de iarna viitoare și se gândesc să facă stocuri de gaze. Între timp, președintele Maia Sandu a cerut la Davos, din partea aliaților, sisteme de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Bun găsit! Începe retrospectiva săptămânii. Autoritățile din sănătate se așteaptă la un nou val de SARS-CoV-2 după ce primele cazuri de Kraken, cea mai contagioasă variantă a COVID-19, a fost depistată în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău analizează cele mai bune opțiuni pentru a achiziționa suficiente volume de gaz pentru iarna viitoare. 14 polițiști de frontieră și 11 vamiși din Republica Moldova sunt cercetați penal pentru luare de mită în urma unei anchete derulate în comun cu autoritățile din România. Cercetările au durat mai bine de un an. Specialiștii prognozează o creștere a numărului de infecții cu SARS-CoV-2, în special cu subvarianta Kraken, care a fost confirmată în Republica Moldova la începutul săptămânii. Ramificația variantei Omicron se răspândește mult mai rapid și este dominantă acum la nivel mondial. Astfel, în următoarea perioadă, specialiștii prognozează o creștere cu numărul de infecții cu COVID-19. Între timp, încă 2 oameni au fost răpuși de gripă. Medicii avertizează că temperaturile ridicate din ultima perioadă sunt propice pentru mulțirea bacteriilor și a virusilor. Primele 3 cazuri de Kraken au fost confirmate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pe 16 ianuarie. Virusul a fost confirmat la 2 bărbați din Chișinău și o femeie din Dubăsari. Din 16 totale, în 3 cazuri au fost identificate deci, această sublinie a Omicronului cu nume neoficial Kraken, care de fapt este mult mai contagios. Pe de altă parte, de la începutul sezonului rece în Republica Moldova au fost înregistrate 934 de cazuri de gripă. Alte 2 persoane au fost răpuse de flurona, dublă infecție cu virusul gripal și coronavirus. Specialiștii prognozează o creștere a numărului de infecții cu SARS-CoV-2, în special cu subvarianta Kraken. Autoritățile din sănătate fac un apel la populație să se vaccineze și să respecte măsurile de prevenire, astfel încât să nu fie nevoie din nou de restricții. Ne-am putea aștepta la o creștere a Krakenului. Nu este vorba absolut de nicio restricție, este vorba doar de măsuri de urmare strictă a măsurilor de prevenire. Periculoase sunt locurile aglomerate și recomandăm pentru aceste locuri, în special în spații închise, să se poarte masca, de asemenea în transportul public unde este aglomerat. În rest, igiena mâinilor, igiena strănutului, izolarea pacientului bolnav, adresarea la timp la medici. Noi avem acest vaccin ultim care îl primim este pentru varianta Omicron, deci ultimul modern vaccin elaborat. Și invităm oamenii să vină să se vaccineze. Specialiștii avertizează că după o scădere neesențială a cazurilor de infecții respiratorii, odată cu revenirea elevilor și studenților din vacanța de iarnă, ne-am putea confrunta și cu un nou val de infecții respiratorii acute. Specialiștii vorbesc de suprapunerea a câtorva infecții virale, vorbim de dublă infecție sau chiar triplă infecție, atunci când pe fondul de infecții respiratorii se poate asocia virusul gripal sau și virusul COVID. Asemenea, cazuri au fost raportate și în România. Medicii spun că temperaturile ridicate din ultima perioadă sunt propice pentru mulțirea virusilor. Temperaturile înalte sunt niște condiții favorabile pentru anumite microorganisme, în special pentru bacterii. Dar nu este vorba de virusurile care le avem în grupul infecțiilor respiratorii, pentru că acestea sunt microorganisme care supraviețuiesc foarte bine și se multiplică la temperaturi reci. Și pentru că pericolul de infectare este mare, Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă instituirea unor filtre în instituțiile de educație timpurie prin verificarea de dimineață a temperaturii și a simptomelor bolilor respiratorii acute virale. În perioada 10-17 ianuarie, în municipiul Chișinău au fost înregistrate peste 5200 de cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care jumătate la copii. Au mai fost confirmate și 162 de cazuri de gripă, 99 la copii. Au fost înregistrate și 67 de îmbolnăviri cu COVID-19, cu 14 cazuri mai multe decât săptămâna anterioară. Președintele Maia Sandu cere sisteme de apărare antiaeriană de la aliații internaționali. Maia Sandu a declarat la Forumul Economic de la Davos că de rezistența Ucrainei depinde pacea în Republica Moldova, dar și în Uniunea Europeană. Detalii în retrospectiva săptămânii.
Se pare că ne-am învățat lecția. Iarna încă nu a trecut, însă autoritățile Republicii Moldova se pregătesc deja de cea viitoare și se gândesc să facă primele stocuri de gaze. O astfel de achiziție ar putea avea loc la sfârșitul lunii, dacă prețul gazului la burse se va menține la un preț scăzut. Iarna blândă din Europa a redus cererea pentru gaze, tendință care a și generat reducerea prețurilor la bursele internaționale până la cel mai jos nivel de la declanșarea războiului din Ucraina. Între timp, autoritățile anunță că și în luna februarie vom cumpăra energie electrică din România pentru a acoperi necesarul în orele de vârf. În prezent, Republica Moldova are stocuri suficiente de gaze pentru a încheia perioada rece a anului. Noi vom achiziționa gaz pentru iarna următoare la cele mai mici prețuri și noi considerăm că sunt șanse bune ca să cumpărăm și mai ieftin. Prețurile la gaz sunt foarte volatile. Chiar dacă ieri am avut un preț mai mic, astăzi din nou prețul pe bursă a crescut și deja este în jur de $700. Directorul Energocom susține că următoarele achiziții de gaze pentru iarna 2023-2024 ar putea avea loc chiar la sfârșitul lunii ianuarie, după ce Moldova Gaz va achita factura pentru gazul consumat în decembrie. O bună parte din banii care sunt achitați pentru gazul livrat către Moldova Gaz am primit, așteptăm la data de 20 să fie achitată suma integrală. După ce vom primi banii pentru gazul livrat, sigur, vom discuta despre acest lucru de a procura cantitățile de gaz necesare. Noi suntem pentru că, să vedem, este o tendință de descreștere a prețului la bursă și cât nu ar părea de straniu, discutăm și cu mulți alți experți care spun că odată ce vor fi niște înghețuri, niște friguri, prețul vor crește substanțial de tare înapoi. Dar atâta timp cât prețul este jos, este un preț convenabil, sigur, noi trebuie să facem achiziții de gaze naturale. La ora actuală, prețul la bursă era 62 de euro per megawatt. În luna decembrie, Energocom a vândut 96 de milioane de metri cubi de gaz societății pe acțiuni Moldova Gaz la un preț mediu de $1,100 pentru 1000 de metri cubi. Pentru a-și suplimenta stocurile de gaze, Republica Moldova s-a împrumutat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 300 de milioane de euro. Banii au fost deja cheltuiți, iar ultima achiziție a fost făcută pe 10 ianuarie, când prețurile la gaz erau mai mari decât acum. Această decizie a fost criticată de mai mulți politicieni. Tendința de descreștere a prețului, am încercat să valorificăm acest credit. Nimeni nu cunoaște ce va fi prețul la bursă în 2 zile sau în 3 zile sau în 100 zile. Nu există o tendință de a cumpăra, important de cumpărat. Deci se analizează și care este prețul. Dacă nu s-ar fi cumpărat aceste rezerve, oamenii nu ar fi avut căldură, nu ar fi avut gazele naturale și s-ar fi spus că guvernul nu este responsabil. Deci, post factum, toată lumea putem să ne dăm cu părerea cum era mai bine, trebuia sau nu trebuia să știm cum evoluează piața. V-aș spune că dacă ar ști toată lumea cum evoluează piața, am fi toți bogați. Ce ține de energie electrică, în luna februarie, Republica Moldova va continua să cumpere curent din România în baza contractelor bilaterale. Potrivit lui Victor Bânzar, în prezent, 1% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este achiziționată și de pe piața OPCOM, în funcție de deficitul înregistrat în orele de vârf. Avem un contract semnat cu Nuclear Electrica, cred că îl vom continua și pentru luna următoare, vedem disponibilitatea lor și există această disponibilitate de a semna acest contract. Iar pentru orele de vârf, unde nu pot fi acoperite din punct de vedere tehnic, procurăm energie de la OPCOM. Avem o claritate că la OPCOM, la ora actuală, bursele și la energie electrică au scăzut. În fiecare oră, în fiecare interval de timp, se împarte la 24, se face un preț mediu. Dar ieșind de faptul că noi orele de vârf, oricum, prețul este mai mare. În prezent, aproximativ 30% din curentul electric este produs de CET-uri, 60% este cumpărat de la centrala de la Cuciurgan, iar 10% este importat din România la un preț de 90 de euro per megawatt. Reziliența Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina a fost discutată de președintele Republicii Moldova în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Maia Sandu a vorbit despre principalele vulnerabilități, printre care prețurile mari la resursele energetice, dezinformarea și propaganda rusească, dar și conflictul transnistrean. La Davos, Maia Sandu a cerut din partea aliaților sisteme antiaeriene și ajutor financiar pentru Republica Moldova. Șeful statului a spus că acestea ajutoare ar urma să consolideze capacitățile militare în condițiile războiului din Ucraina. Maia Sandu a mai subliniat că lumea trebuie să fie unită și să ajute Ucraina să câștige acest război. De rezistența Ucrainei depinde pacea în Republica Moldova și în Uniunea Europeană. Declarația săptămânii vine de la președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
I wouldn't say that the risk of the military threat is bigger today than what it was in the spring of last year, when we knew that if Ukraine does not resist, then in the next few days Russians will get to Chișinău. So there was no question about that. Today, the situation depends on what happens in Ukraine, and we see Ukraine resisting. Ukraine is defending us, literally, and we are taking steps to improve our defense sector, but we are very realistic about what we can do. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova care s-au împrumutat la bănci nu își mai pot plăti ratele. Care este numărul debitorilor care au intrat în vizorul cele mai mari companii de colectare a datoriilor din țară, vă spunem în retrospectiva săptămânii. Au fost percheziții în această săptămână la Poliția de Frontieră și Calea Ferată. 14 polițiști de frontieră și 11 vamiși din Republica Moldova sunt cercetați penal pentru luare de mită. Aceștia fac subiectul unui dosar investigat de oamenii legii din Republica Moldova și România. În același timp, mai mulți angajați de la Calea Ferată sunt vizați în dosare de corupție privind achizițiile publice. În dimineața zilei de 17 ianuarie, ofițerii spia și angajații unei subdiviziuni specializate de la Serviciul Vamal au efectuat 21 de percheziții în birourile și la domiciliile polițiștilor de frontieră și vameșilor vizați în dosar. Au fost ridicate mai multe acte, telefoane mobile și alte probe care demonstrează vinovăția angajaților de la frontieră. La moment se identifică și persoane fizice care au corupt angajații. Investigațiile au durat mai bine de un an. Au fost publicate imagini din timpul operațiunii, inclusiv probe video acumulate în cadrul acțiunilor de urmărire penală. În una dintre secvențele video este surprins momentul în care un funcționar de la frontieră îi cere mită unui transportator pentru a-l scuti de taxele vamale. Potrivit procurorilor anticorupție, vameșii și polițiștii de frontieră vizați în dosar percepeau de la transportatorii basarabeni între 100 și 900 de euro pentru a-i scuti de verificări. În multe cazuri, nu numai de atenție, erau cazuri când erau pasageri mai multe decât număr de locuri sau bunuri care erau interzise, băuturi, țigări. La caz la caz, deci sunt foarte multe cazuri. În total au fost documentate 117 acte de corupție săvârșite de cei 14 polițiști de frontieră și 11 vameși. Majoritatea au avut loc în punctele de trecere Leușeni și Sculeni. Pe 17 ianuarie, ofițerii anticorupție au descins și în birourile mai multor angajați ai căilor ferate din Moldova. Angajații CFM au intrat în atenția procurorilor după ce au fost depistate nereguli la achizițiile publice derulate de această societate. Oamenii legii au ridicat mai multe documente care vor fi analizate în cadrul anchetei. În cadrul acestor acțiuni sunt realizate procedurile de reguare de către organele competente, și anume de Centrul Național Anticorupție. Administrația colaborează cu ancheta, rămâne deschisă pentru orice colaborare de elucidare a cazurilor de eventuală corupție. Este implicat și domnul director Oleg Tofilat? Nu, nici într-un caz. În cadrul acestei anchete nu este implicat domnul director și nu a fost el obiectul perchezițiilor, interogărilor și acțiunilor operative pe care le-au realizat organele de competente. Miercuri 18 ianuarie, autoritățile au făcut 12 percheziții și la 4 agenți economici suspectați că ar pune în comerț carne periculoasă pentru viață și sănătatea cumpărătorilor. Oamenii legii au descins cu percheziții și la sediul central al holdingului din care fac parte cele 4 firme vizate, specializate în importul de carne. Acțiunile au loc la etajul 2, unde am observat prin geam câțiva mascați. Fondatorul holdingului, din care fac parte cele 4 firme verificate de autorități, este Anatolie Treteac. El a fost vizat într-un scandal în care a fost acuzat că împreună cu alți oameni de afaceri ar fi monopolizat piața de carne din Republica Moldova. Contactat telefonic, Anatolie Treteac a refuzat să discute cu noi și să ofere detalii. Responsabilii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au declarat că în carnea importată s-a găsit salmonela. Salmonela are mai multe serotipuri și iarăși toate depinde care vă fie serotipul salmonela depistată. Dintre cele mai, spunem așa, periculoase pentru consumator este salmonela enteritis sau chifimurius.
deși iarăși nebăzând pe rezultatele laboratorului acreditat. Inspectorii ANSA de la Vama au pus sub restricție de vânzare câteva loturi de carne importate de companiile vizate. În total au fost indisponibilizate 480 tone de marfă congelată presupus periculoasă. Învinuit de corupere pasivă, trădare de patrie și îmbogățire ilicită, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, are liber să părăsească țara. La sfârșitul lunii acesta va pleca în România. Curtea Supremă de Justiție a admis cererea avocaților săi de ridicare parțială a interdicției. Aceștia au argumentat că unul dintre fiii lui Dodon are nevoie de reabilitare post-COVID. Decizia a venit la 3 zile după ce magistrații Curții Supreme de Justiție au prelungit la cererea procurorilor cu 60 de zile interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru Igor Dodon. Procurorii consideră că există suspiciuni rezonabile ca fostul președinte se poate ascunde de anchetă. Igor Dodon a înaintat o cerere solicitând permisiunea să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a fost depusă de avocații în ședința de examinare a dosarului cunoscut ca Sacoșa Neagră, în care Igor Dodon este inculpat. Se permite deplasarea inculpatului de domnul Igor Nicolae. Începând cu 28 ianuarie 2023 până la 5 februarie 2023, peste hotarea Republicii Moldova, România. Fostul președinte vrea să meargă cu soția și doi copii la Târgul Ocna pentru a vizita Salina și a făcut deja rezervare. Noi am avut planificat un ieșire din țară familiară cu familie pentru recuperare, pentru că copiii au avut și COVID și sunt niște recomandări la medici și am solicitat în contextul celor planificate ca să ne permită ieșirea din țară pe câteva zile. De ce anume în România? Păi unde? În Ucraina? Nu. Noi să mergem. În Rusia ei nu se permite pentru că spun că suntem relații apropiate cu Rusia, evident, în România e cel mai aproape și sunt și posibilități de recuperare. Procurorul de caz Petru Iarmaliuc s-a opus categoric ca Igor Dodon să părăsească Republica Moldova. El a cerut audierea medicului care a semnat documentele prin care recomandă ședințe de reabilitare post-COVID pentru fiul fostului președinte. Procurorul a mai invocat faptul că apărarea nu a prezentat suficiente probe care ar demonstra necesitatea personală excepțională, așa cum cere legea, pentru ca Igor Dodon să meargă peste hotare. Nu este clar însă ce măsuri vor lua procurorii pentru a se asigura că Igor Dodon va reveni în țară. Reamintim că fostul președinte are interdicție de a părăsi Republica Moldova pentru un termen de 60 de zile. Măsura preventivă i-a fost prelungită pe 16 ianuarie de către magistrații Curții Supreme de Justiție. Joi, procurorii urmau să prezinte în instanță probe video care ar demonstra vinovăția lui Igor Dodon. Nu au reușit să o facă, deoarece apărarea a cerut din nou revocarea unui membru al completului de judecători. Urma să examinăm probele acuzării, să prezentăm înregistrările video care au o durată la o oră și ceva. Însă, cu regret, apărătorii și Igor Dodon au înaintat o cerere de recuzare a completului de judecat, care a fost examinat și s-a constatat de alt complet că este o cerere neîntemeiată. Probele video, care urmează fi cercetate, sper că la următoarea ședință, deja suntem în ipoteza în care s-au epuizat toate condițiile și partea acuzării urmează să înceapă cu cercetarea probelor în susținerea învinuirii inculpatului Dodon Igor. Igor Dodon a fost reținut în mai 2022 și este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii îl acuză pe fostul președinte că ar fi pretins de la Vladimir Plahotniuc peste $1 milion pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Una dintre principalele probe din dosar este filmarea în care se vede tranzacția cu o pungă neagră în care s-ar afla bani. Fostul președinte riscă până la 20 de ani de închisoare. El pledează nevinovat. Încă 12.000 de persoane vor beneficia de ajutor lunar de la stat pentru perioada rece a anului, în valoare de 700 de lei. Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de majorare a plafonului de acces la asistență financiară. Alocația se va oferi pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în lunile noiembrie și decembrie, peste 184.000 de persoane au primit ajutor de la stat. Suma totală constituie aproximativ 130 de milioane de lei. Decizia guvernului prevede majorarea pragului de trecere pe venit la evaluarea dreptului la ajutor în perioada rece a anului. Pragul minim de venit se majorează de la 2.998 lei la 3.543 lei pentru adulți și pentru copii de la 3.119 lei la 3.686 lei. Deci, prin această măsură încercăm să cuprindem mai multe adulți, mai multe familii și copii
pentru acest suport. Datele pentru luna noiembrie și decembrie anului trecut arată că am putut să captăm în sistem cu 12.500 persoane mai mult. Au fost adoptate modificări care anume să favorizeze sau să pună accentul pe ajutorarea familiilor cu copii și să asigure că acest ajutor social nu este acordat persoanelor care pot munci. Deci este un ajutor cu efect limitat în timp și nu descurajează munca. Noi lucrăm cu colegi la NOFME să îmbunătățim programe de ocupare a forței de muncă, de pregătire profesională, ca într-adevăr să oferim acestor persoane mai multe oportunități să devină active și să nu rămân în această capcană a ajutorului social, iar acest instrument să fie unul țintit, să reducă sărăcia, în special sărăcia în rândul copiilor și vârstnicilor. Totodată, guvernul a aprobat extinderea cu 20 de zile a termenului de examinare a deciziei privind plata ajutorului social și pentru perioada rece a anului. Inflația și salariile mici nu acoperă creșterea consumului cetățenilor, iar unii oameni sunt nevoiți să-și acopere acest gol din împrumuturi. Mulți însă, din vari motive, nu reușesc să-și plătească ratele la timp. Astfel că anul trecut, în gestiunea cele mai mari companii de colectare a datoriilor din Republica Moldova, au intrat peste 140.000 de debitori. Cea mai mare datorie acumulată de o persoană fizică este de 2 milioane de lei moldovenești, iar de o persoană juridică de 1,5 milioane de lei. Detalii în cifra săptămânii. Din numărul celor peste 140.500 de basarabeni cu datorii la bănci sau la firmele de microfinanțare, 58% au luat credite de consum, 25% pentru plata serviciilor comunale, iar 17% pentru alte necesități. 2022 a fost și un an dificil cu provocări, pentru că au fost și situația de conflict și este, de fapt, din țara vecină. Scuzile sunt tot mai multe, mai mari. Printre cele mai frecvente motive invocate de datornici sunt scumpirile din ultima perioadă și salariile mici. Motivul tot timpul este că nu avem bani, salariile sunt mici, prioritățile sunt altele, din cauza salariilor mici nu au acces la finanțări, costurile sunt mari, cheltuielile în creștere, nu vor să lucreze cu salariu mic, nu se pot angaja. Motive sunt foarte multe. S-au îmbolnăvit, banii merg pe medicamente, adică scuzile tot timpul sunt și credibile, dar trebuie de găsit o soluție. Unii oameni spun că mai degrabă aleg să facă economii decât să se împrumute de la bănci. Nu, pentru că să cheltuieli care, cum să vă lămuresc, sunt bani care nu dispui de dânsă. Dacă nu-ți poți face banii ăștia, mai bine nu trebuie, te limitezi la ceea ce ai la moment. Nu, n-am luat. Și nu ați avut necesitatea? Nu, n-am avut necesitatea. Expertul în economie, Viorel Gârbu, afirmă că în 2022 sectorul de microfinanțare a fost printre cele mai afectate ramuri din domeniul financiar. Așteptăm creșterea ponderii din total a creditelor cu termenul de plată a ratelor depășit, da? Deci de pe beneficiarii acestor credite au deficiențe în plata ratelor. Creditarea persoanelor fizice a fost destul de anemică în anul 2022. Se atestă, așa cum vedem, modul în care arată portofoliul de credite, probleme legate de credite de consum. Volumul portofoliului de credite a scăzut 3% și avem o creștere cu un punct procentual a ponderii din total a creditelor neperformante. Specialiștii din economie spun că inflația, salariile mici nu acoperă creșterea consumului cetățenilor. Din acest motiv, unii oameni sunt nevoiți să-și acopere acest gol din economii, împrumuturi sau alte surse neformale. Centrul Național de Transfuzie din Republica Moldova a început anul cu o scădere de peste 30% a numărului de donatori, ceea ce duce la o reducere considerabilă a stocurilor de sânge. Cum explică medicii lipsa donatorilor în această perioadă, aflați în retrospectiva săptămânii. Goana, după o imagine inedită ce urma să ajungă pe rețelele sociale, i-a adus moartea unui băiat de 16 ani. Adolescentul s-a urcat pe o poartă de fotbal de pe terenul de sport din localitatea Seliște, raionul Orhei, și a suferit un accident. Poliția a deschis o anchetă. Din nefericire, astfel de accidente nu sunt unice. Psihologii vorbesc chiar de un fenomen social periculos și spun că părinții și școala trebuie să se implice mai mult în campaniile de prevenire.
Aceasta este poarta pe care a urcat băiatul de 16 ani pentru a face o fotografie pe rețelele de socializare. Potrivit poliției, poarta de fotbal nu era fixată și a căzut peste minor, care a decedat la scurt timp. Administrația școlii din apropierea terenului ne-a spus că zona nu aparține instituției, dar administrației locale. După cum putem vedea, locul nu a fost securizat, respectiv oricine poate avea acces aici. Dincolo de teribilismul și imprudența adolescentului, tragedia putea fi evitată dacă poarta metalică ar fi fost fixată corespunzător pentru a garanta securitatea. Ce să vă spunem, trebuie fixat, trebuie așa, asta e glumă. Din câte vedem, ea este fixată doar cu câteva... Doar cu un probă de legat acolo și atât. Cum ar trebui bitonat, de siguranță, bitonat, dacă e îngrădit, trebuie și instalat ca lume. Mai bine ar trebui să întreprindă închiderea stadionului până să face finisarele, toate lucrările, apoi după aia să asigure că nu poate să nimeni să întâmple ceva și apoi după asta să deschidă stadionul. Un băiat dintr-o familie modestă, unul la părinți, o tragedie mare pentru părinți și pentru noi, pentru că el anul trecut a absolvit și acum a plecat într-o altă instituție. E un aspect ce ține de adolescență și pentru ca să impresioneze, s-a întâmplat și ceea ce s-a întâmplat. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat tragedia și cine ar fi vinovat. Din nefericire, astfel de accidente nu sunt unice. Psihologii vorbesc chiar de un fenomen social periculos. Acum în Goana, după popularitate, tinerii încearcă să se afirme, să facă diferite video, selfie și multe altele pentru a obține această atenție. Da? Deci în spatele acestui fenomen se ascunde nevoia foarte mare de atenție. Accidentele produse în urma unor acțiuni teribiliste se produc destul de des peste tot în lume. Părinții sunt sfătuiți să discute cu fiilor, să le explice riscurile, dar și adevăratele valori sociale și să le urmărească pe cât posibil activitatea în mediul online. Cerere mare, donatori puțini. Centrul Național de Transfuzie din Republica Moldova abia de acoperă cererea de sânge, plasmă sau celule. De la începutul anului, numărul donatorilor s-a redus în medie cu 30%. În cazul în care tendința se va menține, s-ar putea înregistra o insuficiență de stocuri de sânge, spun specialiștii. Între timp, medicii pun problema pe seama sărbătorilor de iarnă, dar și pe faptul că unii voluntari nu întrunesc condițiile necesare pentru a putea dona sânge. Cu regret, este o perioadă specifică și donatorii nu prea în această perioadă se apropie la punctele de donare a sângelui. Întrucât numărul donatorilor de sânge a scăzut considerabil în ultima perioadă, angajații centrului de transfuzie au ajuns să sune persoanele din baza de date a instituției. În primul rând, vârsta, care trebuie să cuprindă de la 18 la 60 de ani, nu trebuie să cântărească mai puțin de 50 de kilograme și în ziua respectivă trebuie să se considere sănătos, să nu aibă viroze, febră, anumite patologii în acutizare. De cealaltă parte, oamenii care continuă să doneze sânge ne-au spus că o fac pentru a ajuta persoanele aflate în necaz, alții pentru a-și întări imunitatea. De cât timp donați sânge? Să vă spun sincer, din 1986. Ați revenit din propria inițiativă sau este nevoie de sânge? Este nevoie de sânge. Am avut o solicitare de la un coleg și am hotărât să donez sânge pentru un pacient. Donez sânge foarte mult, aproape 30 de ori. Știu că asta e foarte bun pentru sănătate. Înainte de a dona sânge, voluntarii trebuie să facă un test medical care constă în analiza generală a sângelui și să-și măsoare tensiunea arterială. O altă condiție este să nu sufere de boli grave. De obicei, procedura durează până la 10 minute, iar un om matur poate dona până la 470 de mililitri de sânge. Conform legii, voluntarii care donează sânge beneficiază de 2 zile libere de la locul de muncă, dar și de un pachet cu produse alimentare. Potrivit medicilor, în acest an, centrul de transfuzie ar avea nevoie de peste 70.000 de donări de sânge. Doamnelor, domnilor, aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!